Plafonul pentru programul Prima Casă a fost suplimentat cu 500 de milioane de lei printr-o hotărâre a guvernului, după ce fondurile alocate inițial au fost aproape epuizate. Măsura a fost luată după ce numărul de cereri pe care băncile le-au înregistrat în primele 4 luni ale acestui an s-a dublat. De asemenea, pe lângă suplimentarea plafonului pentru programul Prima Casă, se pare că guvernul va face o modificare importantă asupra acestuia. Astfel, băncile nu vor mai putea semna antecontracte cu clienții dacă și-au epuizat garanțiile. Pașii următori sunt: după aprobare, fondul de garantare face propunerea de alocare către bănci pe criteriile clar stabilite. Apoi, Ministerul Finanțelor Publice analizează și aprobă aceste alocări și propunerile de alocare intră în lucru. Practic, clienții bancari băncilor pot avea acces la aceste credite. Hotărârea de guvern, de asemenea, introduce prevederi în cadrul programului Prima Casă în scopul responsabilizării instituțiilor finanțatoare participante. Astfel, finanțatorii eligibili participanți în cadrul programului nu pot prelua solicitări de acordare a unei finanțări garantate dacă acestea conduc la depășirea plafonului alocat. În cazul în care prevederea nu se respectă, responsabilitatea cu privire la modalitatea de soluționare a acestor situații revine în totalitate finanțatorului. Aceste precizări au fost introduse pentru a preîntâmpina situații care să conducă la preluarea unui număr mai mare de aplicații pentru acest program, care să depășească plafoanele alocate pentru fiecare bancă. Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, de la momentul inițierii programului Prima Casă în 2009 până la data de 1 mai 2016, au fost acordate peste 178.000 de garanții, reprezentând un volum total de garantare de circa 15 miliarde de lei.